Eu am văzut foarte mulți oameni care s-au unit cu biserica, s-au unit cuvântul adevărat, nepervertit, și au devenit fericiți. Fericiți. Însă vreau să spun că fericirea aceasta este. Există o fericire mai mare decât aceasta. Și fericirea mai mare decât aceasta este atunci când tu, la rândul tău, ajuți alți oameni. Exact. Noi slujim oamenilor de mult și am avut ocazia să slujim mai multor oameni, să aducem la mântuire, să consiliem, să contribuim în oarecare măsură la zidirea acestor oameni, la repararea vieților lor, relațiilor lor. Și vreau să spun că nu există o fericire mai mare atunci când vezi că. A fost o viață distrusă. A fost o familie distrusă. A fost ceva problematic. Și vezi cum înflorește. Și tu știi că tu ai contribuit la lucrul acesta. Și aici nu este vorba de mândrie, ci este vorba de acea bucurie cerească. Exact. Pentru că da. încă un suflet este mântuit. Pentru că încă o familie este restaurată. Pentru că încă o viață, încă un adolescent și încă un copil are un viitor da. fericit, împlinit. Și tu știi că nu doar tu ești bine, dar tu ai ajutat și pe alți oameni să fie bine. De aceea misiunea noastră învață întotdeauna ca oamenii să fie fericiți și să facă pe ceilalți să fie fericiți. Să se apropie de Dumnezeu și să ajute celorlalți oameni să se apropie de Dumnezeu.